Mulțumim Domnului pentru gândurile care s-au spus. Aș fi vrut să mai adaug un gând care ar trebui să ne însoțească atunci când privim slujba noastră de părinți. Avem un tată, avem un tată bun, Dumnezeu Tatăl nostru, și putem învăța de la El. Putem învăța de la El în situația în care avem aceste tendințe să fim foarte, foarte indulgenți. Dumnezeu, dacă este să-L privim în cuvântul Său, la felul în care El a acționat. Dumnezeu n-a fost niciodată cu nimeni indulgent. Și tocmai mă gândeam acum la textul pe care noi îl știm foarte bine: Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Este un Dumnezeu care disciplinează, un Dumnezeu care și cu poporul Său și cu toate popoarele pământului, Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control în sensul acesta al unei atitudini de indulgență. Și de asemenea, Dumnezeu, Tatăl nostru, nu este superprotector. Și când este să ne gândim la rostul suferinței în viața copiilor lui Dumnezeu, putem să înțelegem lucrul acesta. Niciodată Dumnezeu nu ne cruță și nu ne protejează mai mult decât trebuie. Și dacă El îngăduie în viața noastră și suferință, El știe că în suferință, în încercări, atunci când ne confruntăm cu situații nedorite, atunci când suntem lăsați să ne confruntăm la servici cu un șef care are probleme serioase, atunci când ne confruntăm în viața de fiecare zi cu atitudini împotrivitoare, Dumnezeu le îngăduie. Dumnezeu nu este un părinte superprotector. Dumnezeu vrea să ne crească și să ne educe într-o viață de echilibru, și putem învăța și pentru viața noastră și pentru viața noastră ca părinți care trebuie să creștem copii, putem învăța de la Tatăl nostru. Vom continua și dacă Domnul ne va mai păstra, vom continua și duminica viitoare cu aceste tendințe negative în comportamentul părintesc. Acum, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.